Atenție unde vă parcați mașinile. 4 indivizi din județul Mehedinți au fost reținuți de polițiștii de veni după ce au furat mai multe autoturisme, inclusiv din Deva, cu ajutorul unei platforme. Ultima infracțiune comisă de acești bărbați a fost reclamată de o femeie din Deva, care a constatat că mașina pe care o parcase într-o parcare situată pe strada Zarandului a dispărut. Potrivit anchetatorilor, mașinile au fost ridicate de suspecți cu ajutorul unei platforme auto, ulterior vândute, iar mai apoi au fost recuperate de polițiști. Până în prezent au fost documentate 2 cazuri, iar prejudiciul a fost recuperat. Activitățile investigative continuă, fiind date că cei 4 ar fi comis fapte asemănătoare și în alte localități. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva au identificat 4 bărbați din județul Mehedinți, bănuiți de comiterea unor infracțiuni de furt calificat de autoturisme pe raza municipiului Deva. În urma administrării probatorului, față de cei 4 a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, aceștia urmând a fi prezentați magistraților parchetului de pe lângă judecătoria Deva în vederea luării măsurilor legale.